Bine v-am găsit la Improve Football, numele meu este Ciprian Stoica și astăzi o să facem un video special, o să facem un video despre cum să-ți alegi ghetele la fotbal. Așadar, mulți dintre voi m-ați rugat, Ciprian, te rog, învață-ne cum să alegem ghetele la fotbal, iar astăzi asta o să facem. Este esențial să știi ce pereche de ghete trebuie să-ți alegi tu pentru suprafața de joc. Da? Deci ghetele trebuie să fie adaptate la suprafața de joc, nu invers. Să-ți adaptezi suprafața de joc, că nu poți să o schimbi înainte de meci sau înainte de antrenament. Așa că trebuie să te adaptezi tu în funcție de suprafața pe care o ai în momentul în care te duci la antrenament sau la meci. În cazul în care nu te-ai abonat la canalul meu, apasă pe butonul cel mic roșu de aici de jos, dă-i un like la acest video și nu uita să mă urmărești pe pagina de Instagram Improve Football. Hai să începem acum cu primul sfat, să vedem care este el. După cum ți-am spus, primul lucru de care trebuie să ții cont este suprafața de joc. Să le luăm pe rând, terenul uscat. În momentul în care întâlnești un teren uscat, ar trebui să vezi dacă este iarbă naturală sau iarbă sintetică. În cazul în care este iarbă naturală și nu este udat terenul, ai putea să folosești aceste ghete, Firm Ground, FG, cum o să mai găsești pe scurtarea de fiecare dată. Da? Sunt niște crampoane turnate care îți vor oferi stabilitate și în momentul în care ești pe un teren uscat, cu siguranță te vor ajuta. Ceea ce vreau să spun eu, la sintetic, în momentul în care este un sintetic nou și are firul de iarbă sintetică ridicat, atunci le poți folosi pe acestea. Dacă nu, dacă este tăbăcit, o să folosești alt tip de ghete, o să spun în continuare, da? Este foarte important să-ți dai seama că la crampoanele turnate sunt mai multe feluri de crampoane. Crampoanele rotunde sau crampoanele în formă de triunghi, hexagon și așa mai departe, în funcție de ce model de ghete alegi tu. Aceste ghete sunt cele R900, ghetele pe care le-ai văzut de foarte multe ori la mine în video. Sunt niște ghete care îmi permit să mă mișc foarte bine în ele și mă simt foarte bine în ele eu. O alternativă mai sunt și ghetele de la Kipsta Agility 900. După cum vezi, aceste ghete au crampoanele rotunde. Da? Te vor ajuta foarte mult la stabilitate. În momentul în care nu trece numărul tău de 38, atunci poți să alegi aceste ghete de la Puma, noile modele pe care le poartă Griezmann. Puma Future se numesc aceste ghete, așadar în cazul în care dorești să le achiziționezi, ai linkuri mai jos în descriere pentru fiecare pereche de gheată în parte. După cum vezi, sunt niște ghete care au tot așa un mix, să zic, între crampoane rotunde și crampoane cu o formă diferită. Da? Nu ai trecut de 38, ai o alternativă foarte bună și aici. Bun, iar de la Kipsta ai tot așa o alternativă, Agility 900 se numesc, după cum ai văzut, sunt aceleași ghete, dar pentru copii, da, au aceeași calitate, au aceleași materiale, după cum vezi, o flexibilitate foarte mare la gheată, cum personal, sincer, nu am văzut la multe ghete, chiar dacă sunt de diferite modele sau diferite firme sau branduri, să spun așa. Sunt o alternativă foarte, foarte bună și cred că aceste ghete sunt undeva la în jur de 110 lei, ceva de genul acesta, da? Cele Puma sunt undeva în jur la 220 de lei, da? Așa că acestea sunt o alternativă, să spun, mai ieftină, deși este mai ieftină, este foarte calitativă, da? Deci te poți baza pe ele. Celălalt tip de teren este cel umed. În momentul în care este foarte, foarte umed, ori a udat foarte mult terenuri, ori, să spun, a venit o ploaie foarte mare, atunci ar trebui să folosești ghetele de tip mixte, adică un mix între crampoane turnate și cele de aluminiu, sau ghetele direct care au crampoane de aluminiu. În momentul de față nu dețin niște ghete de aluminiu, pentru că majoritatea terenurilor din România îți permit să joci cu niște ghete, să spun, turnate, sau în momentul în care te întâlnești cu alt teren, de obicei este sintetic. Dacă, să spun așa, mai mult loc în bugetul tău, cu siguranță le poți achiziționa, o să le găsești la fel mai jos în descriere. Bun, acum urmează al treilea tip de teren, este terenul dur sau hard ground. O să găsești mereu inițiale HG la acest tip de ghete, așadar sunt cele mai răspândite în România în momentul de față, pentru că sunt foarte multe terenuri sintetice. Astfel o să arătăm care sunt cele mai bune ghete pentru terenul sintetic. În momentul de față ai mai multe alternative, așadar haideți să vedem care sunt ele. Bun, prima variantă este gheata de la Kipsta Agility 900, pe care ai văzut-o la mine prezentă foarte mult în videouri. O am de, să zic, 7 luni, 8 luni de zile. Sunt foarte mulțumit de ea. În cazul în care dorești să achiziționezi această gheată, ai mai jos link-urile în descriere. De ce îmi place mie această gheată? După cum vezi, pe
talpă, ai foarte multe cramponașe mici care îți permit să ai o agilitate foarte bună și să nu aluneci, da? Momentul în care îți dorești să ai agilitate și să ai o viteză de reacție mai mare pe terenul sintetic, trebuie să ai mai multe cramponașe de genul acesta pe talpa ghetei. Agility 900 sunt undeva ca buget în jurul sumei de 160 de lei, iar acestea sunt un pic mai ieftine. Agility 500 sunt undeva în jur la 100 de lei, așadar au aceeași talpă, după cum vezi, ok, dar sunt un pic mai ieftine. Diferă, să zic așa, materialul din care este făcută. Prima este din material sintetic, iar aceasta are la fel un material sintetic și o combinație puțină cu piele aici, ok? Pentru cei care își doresc o alternativă la ghetele Kipsta, avem și ghetele celor de la Puma. Niște ghete, să zic așa, foarte diferite, după cum vezi, au un concept diferit la talpă, dar tot așa cu mici cramponașe pe talpă pentru a-ți asigura o stabilitate foarte bună. În cazul în care, la fel, numărul tău nu depășește 38, o să ai o alternativă Agility 900 pentru copii. Da, după cum vezi, este aproape la fel modelul pentru cei mici. Bineînțeles, mai ai și ghete de la Kipsta care sunt alt model și altă culoare. Ok? Deci în cazul în care îți dorești acest lucru, după cum vezi, diferă talpa și materialul între aceste ghete. În cazul în care nu porți mai mare de 38, la fel ai o alternativă și cu ghetele de la Adidas Copa. După cum vezi, același model de talpă, la fel, cu foarte multe cramponașe mici care îți permit să ai o stabilitate foarte bună, da? Așadar, acestea sunt ghetele de la Adidas Copa, le vei găsi la fel în linkurile din descriere. Bun, am ajuns și la ghetele indestructibile care rezistă timpului cu siguranță, nu au scăzut niciodată din preț, au rămas la aceeași calitate. După cum ai văzut, foarte mulți arbitri, foarte mulți jucători poartă aceste ghete Adidas Copa Mondial. După cum vezi, Mondial Team se numesc aceste ghete. Ok, sunt niște ghete care au o structură foarte, foarte puternică. După cum vezi, la fel, talpa îți va permite să ai o stabilitate foarte bună. Sunt niște cramponașe care au o dimensiune foarte mare. După cum vezi, e o diferență enormă între cramponașe. Sunt cam, să zic, 2-3 mm în plus față de ce am prezentat anterior. Sunt niște ghete foarte bune, dar bineînțeles vin și cu un preț asemănător. Aceste ghete se găsesc undeva în jurul sumei de 380 de lei, așadar în cazul în care ai un buget la dispoziție, ai putea să îți achiziționezi și aceste ghete. După cum ți-am spus, sunt cam indestructibile, să spun așa, în ghilimele. Mulți prieteni de-ai mei le poartă chiar de 2-3 ani de zile și nu au pățit absolut nimic ghetele acestea, da? Al doilea lucru și ultimul de care trebuie să ții tu cont este materialul din care sunt făcute ghetele. Bun, hai să începem cu ghetele de piele. După cum vezi, aceste ghete Adidas au o structură din piele, au material moale, iar în cazul în care dorești să achiziționezi niște ghete de genul acesta de piele, trebuie să realizezi faptul că după fiecare folosire trebuie să le speli și să le dai cu o cremă specială, pentru că altfel pielea aceasta pe care o vezi tu în momentul de față se va rupe și se va deteriora. În cazul în care dorești să achiziționezi niște ghete cu material sintetic, acestea sunt cele potrivite de la Puma Future, ok? Bun, în cazul în care dorești să achiziționezi niște ghete cu material sintetic și care au și un mesh, după cum vezi aici, au un mesh aceste ghete Agility 900, acestea sunt potrivite, da? Depinde cu ce material te simți tu cel mai bine în picior, cel mai bine este să încerci, să vezi cu ce ghete te-ai simțit cel mai bine până în momentul de față, iar în cazul în care le folosești pe sintetic, ți-am spus, le recomand pe unele dintre aceste trei ghete. După cum ai văzut, eu am ghetele de la Agility 900 în picioare. Aceste ghete Agility 900 pe mine nu m-au dezamăgit niciodată. Așadar, după cum vezi, avem trei feluri de ghete în momentul de față de la Adidas. Le-am pus, să zic așa, și în funcție de buget. Acestea sunt undeva în jurul sumei de 380 de lei. Acestea sunt undeva în jurul sumei de 220 de lei. Iar acestea, Agility 900, sunt undeva în jurul sumei de 160 de lei. Da? Așadar, în funcție de bugetul pe care l-ai tu în momentul de față, poți achiziționa aceste ghete. Da? Acesta a fost videoul cum să-ți alegi ghetele la fotbal. Așadar, dacă te-au ajutat aceste sfaturi, apasă butonașul de like și lasă-mi în comentarii care ghete ți-au plăcut ție cel mai mult și ce ghete ai preferat tu dintre cele prezentate de mine astăzi. Lasă-mă mai jos în comentarii și o să-ți răspund la fiecare comentariu în parte. Ține minte, în cazul în care dorești să achiziționezi
ghetele pe care le-ai văzut în acest video sau echipamentul purtat de mine, o să ai link-urile speciale concepute de mine mai jos. Dacă nu te-ai abonat la canalul meu, apasă butonașul cel mic roșu de aici de jos și nu uita cel mai important slogan. Exersează, exersează, exersează. Bye!